Dau cuvântul domnului, deja a fost anunțat domnul Andrei Pejenaru, așa, pentru mărturie. Mulțumesc mult! Voi încerc prin asta spune, nu sunt studios, așa cum spuneam, că de mai zi la sine. Dacă aș fi fost studios, până acum aș fi adus pe piața ideilor cu niște studii serioase, că tot au văzut. Mi-am reușit de exact câteva articole, dedicat în principal pe urmă cei părintele de scrima. Și asta mă face un studios. Însă ce vă pot spune este că am fost atins într-o anumită măsură de starea grupului regulatorul la Brics. Și pentru mine, pentru parcursul meu biografic, a fost foarte important. De ce spun starea? O să încep prin a mă referi la un concept, conceptul de stare. Este un concept foarte important. Prima oară pe care l-am descoperit într-un studiu dedicat unui mare filozof sufi, Jalaluddin Rumi, în care se vorbește despre conceptul de stare. Se spune hal. La noi și noi nu vorbim, când spunem de la ființul hal fără de fapt, ființul stare fără de stare, sau voi în ce hal ești. Înseamnă voi în ce stare ești. Ce se spune acolo? Se spune că starea este extrem de importantă atunci când vine vorba despre transmitere. Mai ales despre transmiterea de la maestru la ucenic. Avem pe de o parte o perspectivă ierarhizantă. Cineva este deasupra, cineva este de desubt, cineva de la celălalt primește. Dar ca asta, pentru că această transmitere se poate funcționa, este nevoie de un mediu comun. Și trebuie să aibă ceva împreună. Un termen mediu. Ceva care se facă legătură. Și acest ceva este starea. Este starea comună. Ea se poate pierde. Dacă se pierde, ceea ce este transmis nu va fi transmis. Indiferent de ce cuvinte folosești. Lucrurile stau la fel și în teologia creștină. Dacă vă uitați de pildă în corpusul aleopacitii, în ierarhia cerească, acolo din misie de pildă, Sfântul Dumnezeu aleopacitii explică foarte clar că transmiterea se întâmplă totdeauna în ierarhie. Nu este sărită o treaptă ierarhică, angelică. Niciodată. Mesajul vine din treaptă în treaptă. De ce? Pentru că între trepte există o stare comună. Și numai așa se poate face transmitere. Același lucru puteți găsi de pildă la fericitul Augustin. Niciodată nu se sare vreo treaptă. Treptele se respectează. Pentru că este o stare comună. Senzația pe care o am este că atunci când vorbim despre rugul aprins, nu știm care este esența rugului aprins. Mi-e foarte greu să-i spun. Rugul aprins a însemnat în mod esențial acest lucru. Încă nu-mi dau seama ce a fost acolo. Pot să intuiesc că a fost ceva dincolo de omenesc, că a fost ceva providențial, că acolo s-au pus în mișcare poate niște energii ale harului, să le spunem, care au operat în mod decisiv. Dar, cu siguranță, poate fi recunoscută o stare. Cei din rugul aprins aveau o stare comună. Cum i-a dat seama de acest lucru? Întâlnindu-l pe părinte Andrei Scrimă. Eram, înainte de a-l întâlni, primisem, eram în liceu, în clasa 12-a, și primisem de la profesorul meu de filozofie timpul rugului aprins, abia ce a apărut în urmă cu un an sau doi, sau trei. Ne-a recomandat, deci este o carte foarte bună. N-am citit-o, am pus-o deoparte, m-am uitat la ea cu foarte multe referențe intelectuale și am pasat-o puțin mai târziu. În anul întâi de facultate spre final, un om foarte drag mie, Vlad Alexandrescu, m-a invitat să particip la anumite seminarii care se întâmplau la Colegiul Nou al Europa, o dată a două săptămâni, joia, și în cadrul cărora participa și părintele Andrei Scrimă. Acolo, pentru prima oară, pe pielea mea, am învățat ce înseamnă această stare. Pentru că ceea ce remarcam în mod tactil, aproape, era disponibilitatea. Nu era vorba despre faptul că părintele Scrimă, o spun exemplu Horia Roman Patapievici, avea geniu. Eu, de exemplu, ascultându-l aproape un an, aproape, aproximativ, la un moment dat mi-a fost clar că prin omul acesta, harul lucrează sub forma inteligenței. Realmente este. Era ceva dincolo de inteligență umană. Când plecam de la întâlnirile respective,
îmbubuianit. Mă duceam acasă și primul lucru pe care îl făceam era să caut în bibliotecă, să scot mai multe cărți, să citesc, nu știam cu ce să încep, pentru că mă puneam în funcțiune foarte, foarte mult. Dar făcea lucrul ăsta nu pentru că era teribil de inteligent, ci că era un om extrem de cultivat și că avea un rafinament pe care încă îl mai caut în zilele noastre, ci pentru că avea disponibilitate. Realmente, îți ieșea în întâmpinare. Ținte și acum că prima oară când am văzut venind doi studenți de medici de la filozofie, am zis, nu știam ce facem noi acolo, a venit la noi așa foarte, foarte calm și a întrebat, da, voi cine sunteți? Noi eram emoționați pentru că tocmai început să citim cartea Rugului Aprins și citam despre Rugul Aprins și scrisă de Părintele Andrei Schim, avându-l în față. Și, mă rog, i-am explicat peste cinci luni cine suntem și mi-a zis, dacă voi vă interesează filozofia, adică sunteți atrași de așa ceva uimit. De asta, mă rog, uimirea aceea era, de fapt, pretextul comunicării. Realmente, el venise la noi, venise să ne primească. Și simțeam tot timpul că suntem împreună. Era acolo, repet, această disponibilitate care făcea lucrurile să se întâmple. Unde am mai văzut asta? O povestește, de pildă, Andrei Schim, adus în timpul Rugului Aprins, vorbind despre Alexandru Ionescu. Spunea, Alexandru Ionescu avea geniul prieteniei. Este un cuvânt foarte frumos și care remarcă exact, iarăși, acest tip de disponibilitate, acest tip de a cultiva o stare, de a fi împreună cu cineva. Unde am mai văzut asta? Sandu Tudor. Sandu Tudor era, într-adevăr, era vulcan. Dar ținea foarte mult să fie cu tine. Ținea foarte mult să aibă, să-ți dea și tu să primești și eventual să nu fii de acord cu el. Bine, era puțin mai și de tine, dacă nu era de acord cu el, dar în orice caz, vroia să ai ceva împreună cu el și ținea foarte mult această relație. În povestea, când am făcut filmul Cerugul Aprins cu Radu Găină, am avut bucuria de la un interviu și Părintele Adrian Făgețeanu. Și la un moment dat, nu mai știu dacă apare în film asta mult, dar știu că ne spune următorul lucru. Cine știi, pe mine Sandu Tudor mă iubea foarte mult și eu iubeam foarte mult. Eu eram student cu ăsta Adrian Făgețeanu atunci și mai țătam așa din când în când, că uneori mai veneau tot felul, în întâlnire noastră, de fapt, cred că în viața de zi cu zi. Și într-o zi, Părintele Sandu Tudor, și atunci cred că era deja un acolo de domn, ține și le vorbește foarte mult. Și Adrian Făgețeanu îl ascultă și îi spune, știi, Părinte, pe vremuri, îi zice, monachii se abținau foarte mult de la vorbi, păstrau foarte mult pe trecere. Dar acum am senzația, și-au lăsat foarte multe cuvinte rostite, așa, care plătesc în ea. Și acum am senzația că fratele Agaton le prinde pe toate și le rostește. Și povestea Adrian Făgețeanu că s-a uitat așa de încruntat la mine, Sandu Tudor, dar nu mi-a zis nimic, spune, pentru că mă iubea foarte mult. Și asta era și părat că face parte din acest ceva, această stare de a fi împreună. Era o stare să fie împreună și nu-i mare. Și acum, dacă ne uităm la poziția în cultura românească a timpului Rugului Aprins, ceea ce văd și asta Dumnezeu să spun este că în acest moment este cazul paradigmatic sau, de fapt, vârful inteligenței teologice românești. Și nu mă refer în momentul ăsta doar la membrii, dacă vreți, cu carnet de Rugul Aprins, ci de întreg medii din jurul lor. Pentru că, apropo de întrebarea asta, dacă Părintele Steniloae a fost sau nu a fost membru, nu știu dacă a fost sau nu a fost membru, dar a fost acolo cu ei și asta se simte. Era acolo un ferment care făcea să fie împreună, să aibă preocupări comune, să se țină de ele, să se încurajeze. Să nu uităm de pildă, Părintele Andrei Schim a susținut lucrarea de licență la teologie sub conducerea Părintele Dumitru Steniloae. Despre antropologia apofatică, acolo deja la cultura comandată. Deci, acolo era o relație. Oamenii ăștia erau în relație unii cu alții. Nu știam că, de exemplu, și Monsignor Iubica venise, dar nu mă miră. Adică foarte mulți veneau acolo și exista un mediu, exista acest ceva, această stare de a fi împreună, cultivată, nu era niciodată pierdută. Pentru că, repet, am întâlnit-o peste ani, am întâlnit-o la Părintele Schim, era activ în continuare și era activ cu conștiință. Era o atenție acolo, nu era ca și cum. Respirant în felul ăsta, dar de parcă era și multă atenție.
Și de aceea spune că în ceea ce privește grupul lucrurii aprins, repet, nu știu care este esența lui, ceea ce face să fie ceea ce este. Cred că muncă sunt foarte multe studii de făcut în privința lui. Dar cu siguranță ar trebui să ținem cont de acest ceva, această stare. De ce? Pentru că dacă pe noi ne emulează ceea ce au făcut ei și vrem să avem și noi așa ceva, cred că în mod esențial trebuie să căutăm această stare de a fi împreună, acest mod de a ne ține de proiectele noastre, de a le comunica, de a nu ne flamba. Bine, ne flambăm în discuții, dar exista în continuare disponibilitatea, pentru că asta făcea că Salul Tudor să fie Salul Tudor, că el era aprins, să se aprindea de aprind. Dar reușea să rămână împreună cu tine. Și văzând asta în repetate rânduri și văzând accentele puse, inclusiv de părintele Andrei Scrima, pe ceea ce înseamnă a fi pe cale, pentru el un concept extrem de important, a fi stabil pe cale, adică a te situa tot timpul în acest spațiu al intermediarității. Nu este doar un spațiu al rătăcirii, este foarte important, este și un spațiu în care tu te deplasezi pentru a primi. Niciodată nu te oprești, pentru a nu te mineraliza, nici măcar intelectual și mai cu seamă cum comunicește. Ori ei erau în stare să facă acest lucru, să primească, să stau în deschis. Dacă vreți, erau stăteau pe loc, practicând această disponibilitate și erau tot timpul alții. Pentru că își țineau ușile deschise. Ori asta iarăși este ceva foarte important pentru teologia creștină, pentru că avem un concept acela de paresia, de îndrăzneală, care îndrăzneala poate fi bună, dar poate fi îndrăzneală filială, dar poate fi și îndrăzneală obraznică. Și asta vine odată cu obișnuința. Și asta vine odată cu plictisul. Și când apare lucrul acesta, ușile se închid. Disponibilitatea dispare. Indiferent de ceea ce faci, că te rogi, că faci și rugăciunea inimii, că studiezi, fără acest resort, lucrurile nu au cum să funcționeze. Orice cred, și cu asta am să închei și să mă opresc pe aceste, că ce este extrem de important în cazul lucrurilor aprins, cred, a fost cultivarea acestei istorie, unice până acum, în contextul cultural românesc și cred că noi, cei care vrem să ne împărtășim mai mult din ceea ce ei ne-au dat, ar trebui să avem cap compas cu acest scop, cultivarea acestei stări pe care eu o am avut. Mulțumesc mult!